Dar câteva dintre subiecte, începem pe larg. Mai întâi de toate, despre un avertisment sumbru al ofițerilor ucraineni. Oriunde ar decide rușii să atace, frontul se va prăbuși. Jurnaliștii de la Politico au discutat cu militarii care au luptat sub comanda fostului șef al forțelor armate ucrainene, care spun cu toții că Rusia mizează pe un număr uriaș de soldați și de bombe ghidate. Iar liniile de apărare nu au nicio șansă. Este și motivul pentru care Kievul a început să construiască acum fortificații în ritm frenetic. Dar s-ar putea să fie deja mult prea târziu. Da. La Kiev crește teama că au lăsat construcția fortificațiilor pe ultima sută de metri, mai ales după eșecul contraofensivei. Liniile de apărare ucrainene sunt acum deschise inamicului. În ciuda optimismului oficial, un atac al rușilor i-ar prinde pe apărători nepregătiți. Яка призначена, споруда призначена для того, щоб вести оборону, слідкувати за діями противника та давати відсіч зі зброї, з кулеметів, з автоматів у разі атаки ворога. На даний момент ми вже знаходимося на останній лінії оборони, на якій безпосередньо знаходяться люди, воїни. Трішки далі перед нами знаходиться, як я казав попередньо, це зуби дракона, тетрайдери, бетонні, трикутники залізобетонні, які безпосередньо зупиняють бронетехніку, яка прорвалася. Aceste linii sunt construite între Cernihov și Zaporojie, o zonă de aproximativ 600 km lungime. Dacă frontul de la granița Donețcului pică, aici se vor da următoarele lupte pentru apărarea capitalei Kiev. Але ж і перед ними ми ще маємо ще одну лінію, так називаємий, він має назву протитанковий рів. Це дуже глибока, дуже широка траншея, яка протягується сотні метрів. І в сумі це все складає три лінії оборони. Muncitorii lucrează zi și noapte, dar ucrainenii se confruntă și cu o lipsă majoră de forță de muncă. Majoritatea bărbaților în putere sunt necesari pe front, așa că sunt nevoiți să apeleze la soluții ingenioase de apărare pe care nu vor să le divulge. Robim pe sucesnim normam, în связи с новой войной дронів є свої хитрощі, яких розкривати не будемо. Ucrainenii au fost avertizați încă de anul trecut de aliații occidentali că inginerii ruși sunt foarte bine pregătiți, iar liniile de apărare ale Kievului se vor dovedi vulnerabile. Acum, Ucraina este într-o cursă contra cronometru de a construi fortificațiile înaintea atacului rusesc inevitabil. În continuare despre subiect pe larg cu invitatul meu, domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună ziua, domnule Mateiu, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc! Cât de mult sau cu cât din această afirmație că frontul s-ar putea prăbuși sunteți de acord și ceea ce am văzut ca o parte a mărturiilor pe care le-au strâns jurnaliștii de la Politico, de fapt militari care au și luptat pe front, adică ei cunosc realitatea de la fața locului. Însă stăm să ne întrebăm dacă Rusia va reuși să penetreze de fapt multe zone din linia frontului și ce s-ar putea întâmpla. Cred că în bună parte avertismentul are o bază reală, în sensul în care avem ofițeri experimentați care au luptat acolo și nu este altceva decât unul din multe avertismente pe care le transmit ucrainenii către vest. S-au cumulat mai multe lipsuri, în primul rând lipsa de forță umană la ucrainieni și lipsa ajutorului constant și la timp occidental. S-a acumulat de cealaltă parte la ruși o masă critică, în sensul în care au acum rezerve și, cum spunea cineva în acel articol, nu te poți baza la infinit pe faptul că liderii militari ruși comit greșeli. Da, și mi se pare foarte important de subliniat acest aspect. Nu mai este nimic care să poată ajuta Ucraina pentru că nu este de fapt nicio tehnologie capabilă să compenseze numărul mare de trupe pe care Rusia le va arunca asupra frontului. Acum, pare că problema, sau putem spune că problema Ucrainei este că mai are nevoie de personal militar?
și această problemă, de aceea chiar a semnat alarm, cred, președintele Zelenski, acea reducere a vârstei de la care sunt chemați sub arme rezerviștii, de la 27 la 25, tocmai pentru că a crea unități noi. Da, politic au transmis un alt mesaj, că acel jumătate de milion de oameni strict necesar în viziunea generalului Zaluzhnyi nu ar fi necesar, ci prin reformă, prin trimiterea pe front a altor militari, se poate compensa. Situația este următoarea. Diferența de cantitate, un raport în favoarea inamicului, poate fi compensat de calitate numai dacă acest raport are o valoare decentă. Un 5 la 1 reușești, să spunem, la artilerie să faci un foc de contrabaterie, dar dacă este 10 la 1 în favoarea inamicului, nu mai există această posibilitate cu niciun fel de tehnologie. Adică diferența tehnologică, diferența de moral, de motivație, de pregătire, coeziune, lanț de comandă, se vede numai atunci când raportul de forțe este semnificativ apropiat. Altfel nu merge să încerci cu un pluton de elită să învingi un batalion ordinar. Fie și el de oameni care sunt trimiși în parte, că s-au creat multe povești, în parte în acele valuri umane. Rușii trimit valuri umane, dar ulterior, după aceste valuri umane care erodează, pur și simplu consumă încet, încet apărarea ucraineană, trimit trupe bine pregătite care cuceresc poziția respectivă, cum a fost la Avdiivka. Dar ce s-a întâmplat? Lumea desigur că se poate întreba. Păi bine, Ucraina a primit și primește ajutor constant, atât din partea Statelor Unite, cât și din partea altor aliați. Pe de altă parte, Rusia la un moment dat părea că nu mai este atât de mult în avans pe front. Ce s-a întâmplat totuși în ultimele săptămâni, luni? Putem să considerăm că Rusia s-a regrupat mult mai bine, a schimbat strategia, a făcut rost de forță militară, asta știm că s-a întâmplat, însă pare că și partea tehnică, mă refer aici la armament, s-a întâmplat destul de bine. Cred că mai degrabă s-au cumulat greșelile vestului și ale ucrainienilor în parte, pentru că în timp ce Vladimir Putin a mobilizat în forță societatea rusă, a trecut industria de apărare în regim de război și mobilizează oameni folosind mijloace financiare, vom vedea ce este cu acel 300.000 pe care l-a anunțat președintele Zelenski. De cealaltă parte, mai întâi ucrainienii au considerat că pot avea o contraofensivă cu mijloace limitate. Cred că aici au fost încurajați greșit și de către occidentali. Pur și simplu s-a crezut că rușii nu vor mai lupta. Au luptat. Nu poți să începi o contraofensivă dacă nu ai măcar apărarea anteriană la trupe bine pusă la punct. Așa au fost oprite cele două contraofensiva pe cele două direcții din vară. Și aceste greșeli pot continua. Vestul în clipa de față nu ajută Ucraina, în sensul în care Statele Unite au blocat, chiar dacă ar vota mâine, trece timp până când se rea fluxul. Europenii vor, dar se adună greu. A existat fel de fel de idei, a trebuit să vină președintele Pavel de la Praga ca să treacă peste anumite disfuncționalități și să caute acele proiectile de 155 de milimetri oriunde sunt ele, din Turcia până în Coreea de Sud. Și tot așa, transferul de armament a fost făcut întotdeauna cu picătură cu picătură și de multe ori ucrainienii îi acuză pe occidental că trimit puțin și târziu. Pentru că orice de arme trimis pe front nu este un game changer, o minune. Lucrează, dar inamicul contracarează. Da, a fost HIMARS-ul, a mers o perioadă, dar ulterior rușii au găsit mijloace de război electronic prin care au distrus capacitatea de lovire precisă a acestui sistem. Bine, există și un răspuns occidental, dar de fiecare dată lucrurile vin târziu și puțin. Ei fac referire și la avioanele F-16. Deja rușii pregătesc modul cum vor reacționa la acest transfer de tehnologie. Iarăși târziu, puțin, să vedem când sosesc aceste avioane. În general, vestul a considerat că acest ajutor către Ucraina, da, politic declarat, dar concret a venit așa ca un fel de o strigare. Noi ajutăm, anunțăm, transferăm. Ori asta se încearcă acum la NATO cu acea inițiativă. Trebuie un sprijin constant, obligatoriu și pe termen lung. Mulțumesc tare mult, Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Mulțumesc, să rămână.
Informație de ultim moment acum. Președintele Franței Emmanuel Macron acuză Rusia că ar viza Jocurile Olimpice din iulie de la Paris, în special în termeni informaționale, adică de propagandă în primul rând. Șeful statului francez a făcut aceste declarații la inaugurarea unui centru acvatic olimpic la Saint-Denis, în suburbiile Parisului. El a denunțat și faptul că rușii mint în continuare în privința celor din spatele atacului terorist de la Moscova, soldat cu 140 de morți. Andrei Negusiu are mai multe informații și de context. Andrei, te ascultăm, ești în direct. Teodora, bun găsit. Emmanuel Macron a spus că nu are nicio îndoială, citez, nu are nicio îndoială că Rusia țintește Jocurile Olimpice de la Paris. Spune Macron că Rusia alimentează în fiecare zi conspirațiile conform cărora Parisul nu ar putea să gestioneze diverse situații, deci ar fi riscuri pe care Parisul nu e capabil să le gestioneze. De aceea, spune Macron, trebuie să facem tot posibilul pentru a rezista, pentru a dovedi forță, încredere în noi, relația cu adevărul e forța democrațiilor și a marilor națiuni. Adică face un apel Macron la ripostă față de orice fel de scenarii conspiraționiste ar putea veni pe filiera rusă pentru a destabiliza Olimpiada. Un motiv pentru care Rusia ar putea să facă lucrul acesta este, știm prea bine, nemulțumirea sa față de modul în care atleții ruși pot participa la această Olimpiadă. Ei nu pot participa sub drapelul Rusiei, nu au voie, la fel ca cei din Belarus, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Emmanuel Macron a mai avut o acuzație, aceea legată de faptul că rușii continuă să dezinformeze în legătură cu atacul de la Moscova. Președintele este furios că după discuția dintre cei doi miniștri ai apărării, francez și rus, de ieri, partea rusă a dat un comunicat în care a lăsat să se înțeleagă că serviciile secrete franceze ar putea fi implicate în atacul de la Moscova. Știm foarte bine că e o întreagă linie pe care merge Rusia de la acel atac încoace. Oricine este de vină, în special Ucraina cu sprijin american, iată acum implicat oarecum și cel francez. Macron este furios și pentru că, din câte înțelegem, inițiativa acestei discuții telefonice a aparținut Parisului și a avut un motiv foarte clar: transmiterea Rusiei informații utile cu privire la originile acestui atac. Ori iată că după această discuție, din păcate, propaganda de la Moscova continuă exact pe aceeași linie, în care încearcă să arunce responsabilitatea, fie ea și morală, a acelui atac în spatele Occidentului. Mulțumesc! Momente dificile pentru părinții tinerilor uciși în stațiunea 2 mai. Mamei lui Sebastian i s-a făcut rău în sala de judecată, iar tatăl Robert a ieșit atunci când avocatul apărării a spus că victimele se deplasau neregulamentar pe stradă și că e vorba despre o culpă comună. Tânărul care s-a urcat la volan după ce a consumat un cocktail de droguri ar putea primi o pedapsă redusă. Asta după ce la termenul anterior și-a recunoscut fapta. V-am spus din stat că nu se va rezolva nimic. La noi în țară, infractorii cred că au mai multe drepturi decât cetățenii obișnuiți. Și cu asta s-a spus că au mers pe trotuar, că a fost culpă comună. Acolo nu au pe unde să meargă. Nu puteau traversa strada în curbă. Soțul deci, dumneavoastră a ieșit din sala de judecată și a trântit ușa. Da, a ieșit în momentul în care a auzit că este culpă comună. Deci ei vor să-l scoată pe el. Mai au puțin și scot copiii noștri vinovați pentru că erau pe stradă și nu pe el. Sanciu este în direct de la Constanța și ne spune ce s-a întâmplat în sala de judecată. Iulia. A fost o ședință tensionată și emoționantă astăzi la judecătoria Mangalia. Tocmai de aceea, după ce s-a încheiat această ședință, părinții tinerilor decedați anul trecut în luna august au venit aici în 2 mai. Așa cum puteți vedea, au adus flori și au aprins lumânare. Mama lui Sebastian a început să plângă în sala de judecată, a început să tremure când unul dintre avocați și-a susținut pledoaria și a amintit pe scurt cum au fost găsiți tinerii decedați aici, la fața locului. Apoi, tatăl Roberte a ieșit din sală în momentul în care avocatul lui Vlad Pascu a spus că victimele circulau prin loc nepermis, ceea ce ar însemna o culpă comună. Judecătoarea a respins cererea familiei victimelor de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat. Iar asta înseamnă că rămâne în vigoare procedura simplificată, deoarece Vlad Pascu și-a recunoscut faptele.
A fost stabilit un nou termen de judecată în data de 18 aprilie la ora 10. Este de menționat faptul că judecătoarea l-a invitat pe Vlad Pascu să vină fizic la următoarea ședință, însă deocamdată acesta nu a dat un răspuns. Rămâne de văzut ce se va întâmpla la următorul termen, așadar în 18 aprilie, dacă Vlad Pascu va veni fizic în sala de judecată sau dacă va fi prezent în ședință online, așa cum s-a întâmplat și la termenele precedente. Iulia Sanciu, mulțumesc tare mult. O altă informație importantă, armata israeliană ține soldații din unitățile de luptă în cazărmi de teama unui atac din partea Iranului și aliaților săi. Toate permisiile au fost anulate. De asemenea, a fost începută o campanie de recrutare pentru militarii care să servească în unitățile de apărare antiaeriană. În paralel, o publicație israeliană a dezvăluit numele de cod a trei soldați pe care armata s-a bazat în Gaza. Unul dintre ei este Levănțică. Sunt sisteme de inteligență artificială pe care armata le-ar fi folosit ca să identifice teroriști în fâșia Gaza. Jurnalistul Digi24, Alin Borcea, este aici alături de mine și discutăm despre acest subiect pe larg. Alin, mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc. Nu mai era mult până când să vedem, nu știu, astfel de intervenție, poate, știi, din partea IU-ului și în armată. Acum și cu război în desfășurare, lucrurile poate că sunt ceva mai interesante sau mai complicate. Este un loc, am putea spune, într-un mod cinic ideal de a testa un asemenea sistem și de a-l învăța cât mai multe lucruri care să fie utile în viitor. Spun cinic pentru că sunt foarte multe vieți omenești implicate. Dar înainte de să intrăm în AI, vreau să vorbesc despre informațiile momentului, anume că în Israel este o stare de tensiune foarte, foarte mare în aceste momente în legătură de un potențial răspuns al Iranului la bombardamentul atribuit Israelului asupra unui consulat israelian din Damasc. Israelienii nu l-au recunoscut ca atare, dar sunt bănuiel că ei ar fost în spate. Cum nu recunosc nici atacul asupra convoiului umanitar sau în fine celor care până la urmă și-au cerut scuze pentru ăla, au zis că se întâmplă greșeli, dar cer din Siria încă nu l-au recunoscut, dar nici nu contează pentru că Iranul nu are nevoie de foarte multe motive ca să amenințe Israelul cu atacul și nu sunt neapărat temeri de un atac direct din partea Iranului, ci, așa cum știm foarte bine, Iranul acționează prin nenumărați interpuși. Houthi, Hezbollah, ar putea să folosească oricine. Evident, atacul cu rachete și cu drone, de aceea și ordinul de convocare pentru mai mulți soldați pentru unitățile de apărare anti-iriană. Acum să revenim și la AI, pentru că situația acolo este interesantă din punct de vedere tehnic, dar îngrozitoare din punct de vedere uman și al modului în care ar putea să arate războiul viitorului. Pentru că acest program AI, supranumit Levănțica, cum a fost el dezvăluit de o publicație israeliană de stânga, plus 972, acesta este numele de prefixul Israelului, ca să știm de unde vine și acest nume. Practic, acest program identifica soldații Hamas, luptătorii Hamas și jihadul islamic în baza unor indicatori. De exemplu, cât de des se mută, cât de des își schimbă numărul de telefon, dacă au fost văzuți în uniformă, dacă au fost văzuți pe lângă alte unități ale Hamas. Și de aceea, acest program a generat aparent în primele săptămâni ale războiului o listă de 37.000 de nume de potențiali soldați ai Hamas care să fie atacați. Iar aici intervine partea șocantă a întregii povești. Potrivit acestei publicații israeliene, nimeni nu mai aproba această listă. Practic, numele care veneau de la acest program, de la Levănțică, erau considerate ca și ordine, în virtutea faptului că armata israeliană îl testase și arătase că are o rată de succes, o rată de precizie de 90%. Practic, toate acele liste erau verificate foarte, foarte puțin. Zicea un soldat israelian sub protecția anonimatului care a folosit Levănțica în timpul războiului din Gaza că stătea doar 20 de secunde ca să verifice dacă o țintă ar putea să fie corectă și în unele situații se uita doar dacă este bărbat sau femeie, pentru că femeile nu erau în unitățile de luptă ale Hamas. Vedem cât de mult poate să arate inteligența artificială, cât de mult poate să facă atunci când este lăsată cumva liberă și în același timp cât de mult poate să ajute și armatele ca să identifice țintă. Repet, rata de precizie era de 90%. Dar asta plecau din start de la ideea că 10% dintre acele 37.000 de nume sunt oameni nevinovați. Sunt oameni care s-ar putea să nu aibă nicio legătură cu Hamas. Dar după toate traumele suferite de societatea israeliană în total la 7 octombrie, asemenea
pierderi, cumva, asemenea pierderi colaterale, s-au dovedit a fi acceptabile. Și mai spuneau acești soldați israeleni sub protecția anonimatului un lucru poate la fel de îngrijorător. Pentru o țintă era acceptabilă o rată de victime colaterale de 10 sau 15, poate chiar 20. Adică dacă identificau o țintă, bomba care l-ar fi ucis putea să ucidă și alți 20 de civili de lângă care n-ar fi avut nicio treabă cu el, fără nicio problemă. Pentru un comandant de rang înalt din Hamas sau din Jihadul Islamic, acest procent era de 100 de oameni. Adică puteau să omoare 100 de alte persoane ca să ajungă la această țintă. Se pare că acest program AI a fost folosit mai ales în primele săptămâni ale războiului, atunci când erau bombardamentele acele intense și atunci când traumele și rănile erau adânci și încă foarte, foarte deschise. Se pare că americanii au reușit să-i convingă pe israelieni să nu mai folosească aceste sisteme AI atât de puternic. Și până la urmă, cumva, armata israeliană a fost o victimă a propriului succes, pentru că ofensiva terestră foarte reușită și cu mutarea numărului mare de civili a făcut aceste sisteme cumva inutile, pentru că nu puteau să mai folosească toți acei indicatori ca să găsească teroriștii Hamas. Alin Borcea, îți mulțumesc tare mult! În anul în care din nou a crescut numărul angajaților la stat, în ciuda măsurilor de austeritate anunțate de guvern, premierul Marcel Ciolacu se plânge că sistemul bugetar este prea umflat și susține că România nu îl mai poate duce. România nu poate suporta un sistem bugetar ca acel în care suntem acum. Nu va duce la dezvoltare un astfel de sistem bugetar. Marea mea problemă este că avem foarte mulți ordonatori de credite principal și terțiar. Și acolo, prin aceste restructurări, încep să dispară vreo 16.000. Cred că cei mai mulți din toată Europa, dacă nu din lume. Toată această șmecherie creată în sistemul bugetar, încet, încet, începe să desufle. A început dezăpezirea pe Transalpina, se intervine în zonele în care stratul de zăpadă este mare, este însă doar primul pas pentru deschiderea circulației. Urmează verificări amănunțite pe care trebuie să le facă specialiștii din cadrul CNAIR. Jurnaliștii Digi24 au fost acolo, concret Ana Maria Ian, care mai multe informații. Bun găsit tuturor! Drumarii au început încă de ieri primele intervenții pe drumul național 67C, pe tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotului, iar dacă vremea va permite, oficial va începe dezăpezirea pe Transalpina. Dacă ieri în această zonă era soare, ei bine, astăzi a început să ningă, iar noaptea trecută se pare că a fost destul de frig și asta pentru că pe partea carosabilă s-a format deja un strat de gheață, așadar drumarii spun că vor continua dezăpezirea, însă doar dacă ei vor fi în siguranță să facă acest lucru. Ulterior, Transalpina se va deschide doar după ce o comisie a CNAIR va face verificările de rigoare. În acest moment se vede și în imagini, a nins destul de mult în această iarnă, pentru că zăpada din decor măsoară chiar și 1,5 metri. Imagini incredibile în Argeș. Proprietarul unui elicopter și-a alimentat aparatul la o benzinărie din curtea de Argeș. Pilotul a împins aparatul până la pompă. Și un alt moment inedit la ziua jandarmeriei, în timpul discursurilor într-o sală de festivități și de față chiar cu ministrul de interne, pe scenă a fost urcat un cal, pe el a urcat și un actor, de altfel, care îl juca pe domnitorul Grigore Alexandru Ghica, întemeietorul jandarmeriei române. Oficialii din Ministerul de Interne și cei din jandarmerie au aplaudat sceneta după ce actorul care a urcat pe cal a și terminat discursul. Lucrarea noastră să fie întotdeauna îndrumată de înțelepciune și curaj. Iar binecuvântarea Domnului să ne însoțească la fiecare pas.
Să ai grijă de tine e mai ușor acum. Bucură-te de alegeri inspirate. Descoperă noua gamă de băuturi Müller Vegan. Your Uber Choice. Tu ai Kaufland Card Digital? Ia-ți câteva momente să-l instalezi pe telefon și te bucuri de reduceri la brandurile tale preferate. 25% reducere la toată gama de produse Friskies și 25% reducere la toată gama de produse Chief. Când vii în magazin, scanează Kaufland Card la casa de marcat și te bucuri de reduceri. Kaufland Card. Lucrurile bune vin ușor. Cio, câștigi și dai play distracției. Zilnic iPhone 15, săptămânal MacBook Air, lunar experiență VIP la Antol. Înscrie-te pe cio.ro. Frico! Vrei ceva mai confortabil pentru grădina ta? Hai la Brico sau pe bricodepo.ro. Când găsim o mozzarella promițătoare, întâi o punem la încercare. Trageți că nu se rupe, fără grijă. Dacă trece cu bine, e gata să ajungă la tine. Delaco, mare brânză, mare gust. Ce se întâmplă oare cu fructele care nu se mai vând? La Mega Image oferim alimentele nevândute către cei care au nevoie, oameni din comunități vulnerabile sau adăposturi pentru animale. Dar ce contează cu adevărat este că ne implicăm și facem bine dincolo de magazinele noastre. În 2023 am oferit prin sponsorizare peste 5 milioane de euro pentru cauze sociale. Mega Image, bun pentru lumea din jur. Imediat vorbim despre misiune imposibilă. În realitate, în Los Angeles, 20 de milioane de dolari au dispărut, iar poliția nu are nici cea mai vagă idee ce s-a întâmplat concret. Care sunt pistele pe care le au oamenii legii? Vă spun imediat. Mamă, tată, am hotărât să devin flexitarian. Tot ce trebuie să faci este să alegi mese mai echilibrate cu preparate gustoase din plante. Cumpără produse Inedit, înscrie bonul fiscal și poți câștiga premii inedite. Inedit, simplu și bun din plante. Facturile te iau prin surprindere. Din fericire, unele surprize pot fi plăcute și nu trebuie să cauți prea mult. Vino la Digi și găsești cea mai tare combinație. Portează-te cu mai multe numere și ai reducere din ce în ce mai mare. Poți plăti chiar până la 1,5 euro pe lună timp de 8 luni. Tu câte numere aduci la Digi? Pasiunea mă împinge să-mi perfecționez calitățile de meșter folosind inteligența artificială. Dar inteligența asta nu face diferența dintre email și e-mail. Email, nu e-mail! Ca astea de la Kober, care protejează și decorează pentru mult timp. Am spus Kober și s-a prins. Acum știe și că se uscă repede. La vopsit, inteligența artificială merge doar cu implicare umană. Cred că m-am implicat cam mult. Kober. Calitatea contează. E? Cum e, domnul Piersic? Stai așa, să-mi trag sufletul. Nemaipomenit. Scumpii mei, n-am cuvinte. Și știți că mie nu mi se întâmplă prea des. Încercați noul Caraiman. Caraiman, stai să-ți tragi sufletul. De la idee la un business inteligent. Află cum poți atrage finanțarea potrivită. Împreună cu ADA, primul asistent virtual pentru programe de finanțare. BCR. Salutare, dragilor! Bine ați revenit la Banii în Mișcare. Discutăm în cele ce urmează despre planificare financiară și gestiunea afacerii. Alături de invitatul meu, astăzi îl avem pe Alexandru Popescu, consultant financiar și antreprenor. Bine ai venit la Banii în Mișcare, Alexandru! Salut, Ian, cum mă bucur să fiu aici!
O mare bucurie, o experiență foarte relevantă. Cred că ai adunat peste 20 de ani în zona analizei financiare, gestiune financiară, consultanță pentru antreprenori și ai văzut foarte multe în toată această perioadă, Alexandru, în special pe segmentul de IMM-uri. Care sunt problemele în ceea ce privește gestiunea financiară la mulți antreprenori din acest segment? Ce ai văzut în piață, în business? Problema în cadrul larg o reprezintă de fapt lipsa de competitivitate a business-urilor mici și medii din România, cauzată parțial de lipsa implementării managementului financiar în cadrul acestor întreprinderi și mici și mijlocii. Cauzele sunt diverse pentru care nu se întâmplă managementul financiar în aceste firme. Există două seturi de cauze. Un set de cauze ce țin de macroeconomie, de mediul economic în care foarte se învârte foarte incert, foarte impredictibil, fie că e vorba despre probleme sectoriale, fie că este vorba de cadrul fiscal impredictibil, fie că sunt alți factori externi care vin și afectează capacitatea companiilor de a fi competitive. Uh-huh. Iar pe de altă parte avem un set de cauze interne ce țin de eficientizarea proceselor sau ce țin chiar de lipsa unor anumitor procese în interiorul acestor companii mici care au totuși resurse limitate. Una dintre aceste probleme interne o reprezintă, cum spuneam, lipsa managementului financiar. Cum s-a ajuns la această problemă? Practic, există două mari coordonate. Pe de o parte, există o lipsă a resurselor în cadrul acestor companii. Antreprenorii nu au resurse umane foarte bine pregătite, practic oameni cu un know-how suficient astfel încât să implementeze un proces de management financiar, fie el și parțial, dar bine țintit acolo unde trebuie. Iar pe de altă parte, nu au acces la tehnologie pentru a ajunge să implementezi un management financiar coerent, clar și care să oferi niște rezultate imediate, ai nevoie de a avea cifrele potrivite în contextul ca potrivit. Ca să justifice. Deci contextul economic e complicat, incert, foarte multe riscuri, foarte multe incertitudini, resurse limitate pentru IMM-uri, n-au oameni calificați ca să gestioneze această situație, nici bani să investească în tehnologie ca să recupereze investiția pentru a, să spunem, automatiza monitorizarea și gestiunea financiară cu niște indicatori relevanți. Care este soluția? Știu că voi lucrați și ați lansat o platformă în acest sens pentru a ajuta antreprenorii de IMM-uri. Practic, noi oferim o cale de abordare a implementării managementului financiar în întreprinderile mici și mijlocii. Deși managementul financiar este o arie care poate părea oarecum complexă, noi venim cu niște soluții punctuale în zona de raportare financiară și în zona de conformitate fiscală. În ceea ce privește verificarea declarațiilor SAFTE pe care contribuabilii mijlocii trebuie să le depună deja la ANAF, iar de anul viitor toți contribuabili din România vor fi obligați să depună aceste... Și practic platforma voastră automatizează acest proces, verifică dacă... Verifică consistența datelor, pentru că în momentul în care ei se duc și depun aceste declarații la ANAF, ANAF-ul verifică doar structura fișierului și niște date de identificare, nu consistența... datele sunt consistente. Exact, nu consistența datelor. Deci automatizați această zonă și ai spus că aveți și în platformă opțiunea de a calcula automat indicatorii financiari lunari pentru companii fără să depună un efort în acest sens. Da. Practic toate informațiile existente în sistemul contabil noi le preluăm prin preluarea notelor contabile și preluarea notelor contabile implică un grad de granularitate foarte, foarte bun pentru că numai așa putem să oferim ceva relevant pentru antreprenori. După ce preluăm aceste date, practic le prelucrăm și prezentăm informația financiară pe înțelesul antreprenorilor, indiferent de gradul lor de pregătire financiară. Evident, totul este documentat, astfel încât ei să poată să înțeleagă cât mai bine ce oferim noi sau ce prezentăm noi în platformă. Iar dezideratul final al platformei este să oferim o cale de acțiune în operațiuni plecând de la realitatea cifrelor, pentru că, de fapt, asta înseamnă managementul financiar. Chiar m-ai făcut curios și o să te rog să rămâi în episodul următor să vedem concret ce fel de indicatori recomanzi antreprenorilor să urmărească și cum pot fi ei interpretați și alertați că există probleme. Așa că, Alexandru Popescu,
Te rog să rămâi și dumneavoastră, vouă tuturor, vă invit să rămâneți alături de Banii Mișcare să vedem toate aceste bune practici. Dragilor, nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Ai urmărit Banii în Mișcare, o emisiune sponsorizată de ADA, primul asistent virtual pentru programe de finanțare, BCR. Imaginile pe care tocmai le-ați văzut se repetă în multe zone din țară pentru că pământul în prezent nu mai are rezervă de apă. Vremea mult prea caldă și lipsa ploilor au dus la instalarea secetei. Iar pericolul este și mai mare pentru că nu sunt anunțate precipitații nici în perioada următoare. Suntem chiar acum în direct cu invitata mea, doamna Elena Matescu, directora ANM. Bună ziua, doamna Matescu, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua. Aș explica mai întâi de toate, cu permisiunea dumneavoastră, harta pe care tocmai ce am văzut-o, zonele care erau cu un galben mult mai deschis. Sunt zonele care în prezent suferă deja de secetă, adică vedem mare parte din Moldova și parte din sudul țării, acolo unde oricum se instalase seceta încă de anul trecut. Cât de grave sunt lucrurile acum cu solul? Pentru că vorbim de o lipsă a apei în sol din 2023 încoace. Într-adevăr, vorbim la data actuală de zone în care deficitul de apă este prezent, mai ales jumătatea estică a țării, respectiv Moldova, mare parte din Dobrogea, Muntenia, acolo unde precipitațiile încă de la debutul noului an agricol 2023, și vorbim de data de septembrie, și până în prezent în aceste zone au fost în fiecare lună deficitare. Iar la nivel național vorbim din cele 7 luni până la sfârșitul lunii martie, când se termină perioada de acumulare a apei în sol, 5 luni au fost deficitare în întreaga țară. Semn că seceta s-a extins și intensificat, în special în jumătatea estică, dar și în zonele din vestul țării, acolo unde predomină o aprovizionare satisfăcătoare. Și în condițiile în care, așa cum menționat și dumneavoastră, posibilitatea ca în următoarea perioadă precipitațiile să se mențină în continuare deficitare, este posibil să vorbim de o accentuare și o extindere a fenomenului de secetă pedologică. Am spus deja că este mult, mult prea cald pentru această perioadă din an. Din acest motiv și la munte sunt probleme, pentru că este și risc destul de mare de avalanșă, adică s-a încălzit brusc, dar nu este o scădere treptată a intensității temperaturilor, care sunt de această dată cu plus. Într-adevăr, vorbim de un sfârșit de lună martie, practic mai ales ultimele 3 zile, 29, 30 și 31, care au adus valori în bună parte din țară, mă refer în partea de vest, sud, sud-est și est a țării, peste 25 de grade Celsius, pragul unei zile de vară, mult prea devreme. Vorbim de temperaturi de până la 30-31 de grade, fapt care a făcut ca pentru luna martie să vorbim de a treia lună martie în acest an, cea mai caldă din istoria măsurătorilor meteorologice, în condițiile în care, chiar dacă am avut intervale cu fenomene de iarnă, iată că 3 zile în care am vorbit în întreaga țară de valori de peste 25 de grade au făcut diferența. Și vorbim pentru ziua de 31 martie de 100 de stații meteorologice din cele 166 din rețeaua națională de specialitate, ca înregistrând cele mai ridicate temperaturi maxime pentru o zi de 31 martie de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră. Iar ziua de 1 aprilie, a doua lună de primăvară, a adus un alt record cu 125 de stații cu valori ale temperaturilor maxime zilnice record. Practic vorbim de 75% din ceea ce avem în moment la nivelul măsurătorilor meteorologice în rețeaua de specialitate.
Din prognoza sau din previziunile pe care le aveți până în acest moment, arată faptul că toate datele arată faptul că până la sfârșitul lunii aprilie vom avea temperaturi mult prea ridicate pentru perioada în care ne aflăm, astfel încât partea aceasta de secetă sau de lipsă de apă va rămâne o problemă pentru primăvară, fără doar și poate. Cu siguranță este posibil să vorbim de o perioadă în continuare care trebuie atent monitorizată din această perspectivă, pentru că atât prima săptămână cât și a doua săptămână din luna aprilie sunt caracterizate în medie ca fiind mai calde decât în mod obișnuit și cu o tendință spre deficit. Fapt care va face, sigur că da, ca fenomenul de secetă, așa cum menționam, să se accentueze și să se extindă. Nu este exclus prin actualizarea informațiilor mâine, așa cum o facem, și să cuprindem întreaga lună aprilie și chiar și debutul lunii mai, să vorbim în continuare de un semnal care să mențină această tendință. Mulțumesc tare mult, doamna Elena Matescu, directora ANM, pentru prezență, pentru informații. Mister total în Statele Unite, după unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Los Angelesului. În duminica Paștelui Catolic, hoții au furat 30 de milioane de dolari dintr-o unitate securizată a celei mai mari firme de securitate din lume, iar poliția nu are nici cea mai vagă idee cum au reușit să facă acest lucru. Ioana Ciurlea a urmărit subiectul. Ioana, ce informații se știu totuși până în acest moment? Sunt foarte puține informații despre cum au reușit hoții să pătrundă în această clădire, o unitate specializată a unei firme de securitate de lângă Los Angeles, în care erau depozitați banii foarte multor companii locale. Modul de operare seamănă cu unul rupt din filmele Misiune Imposibile. Poliția nu are niciun indiciu până în acest moment și a cerut ajutorul FBI-ului. Asta pentru că forțele de ordine nu știu nici modul în care hoții au intrat în clădire, nici cum au evitat sistemele de alarmă și nici cum au deschis seiful fără să lase niciun fel de urmă. Este unul dintre cele mai misterioase jafuri din istoria orașului și unul dintre cele mai mari cavaloare. Hoții au plecat cu 30 de milioane de dolari. O teorie este că infractorii au intrat pe acoperiș, dar asta tot nu explică modul în care au ajuns la seif. Jaful este cu atât mai surprinzător cu cât a avut loc într-o clădire foarte bine securizată a unei firme specializate și nu orice fel de firmă. Garda World este cea mai mare companie privată de securitate din lume. Agenții ei de securitate au activat și în Afganistan în timpul războiului, iar majoritatea sunt veterani ai Armatei Statelor Unite. Cel mai mare jaf din istoria Los Angeles a avut loc în urmă cu aproape 2 ani, când hoții au furat 100 de milioane de dolari dintr-o mașină securizată. Autorii nu au fost prinși nici acum. Informație de ultim moment, de fapt o întâlnire importantă între Antony Blinken și ministrul de externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, care discută despre ajutorul pe care Ucraina îl are de primit sau cel puțin cel pe care, de care are nevoie în continuare pentru a rezista pe front. Asta în contextul în care astăzi vă prezentam puțin mai devreme aici la ora 14, jurnaliștii de la Politico remarcă faptul că linia frontului s-ar putea prăbuși, cea în care desigur rușii au un avans mult mai mare, vorbim de acea resursă în privința militarilor, pentru că Ucraina, chiar dacă stă destul de bine în privința armamentului, le lipsește în mare parte ucrainenilor pe front această resursă militară pe care rușii o au ca avans. Și sunt îngrijorări din partea specialiștilor internaționali că rușii ar putea să avanseze foarte mult, astfel încât să acapareze mare parte din Ucraina. Dar rămâne de văzut dacă vor reuși prin aceste discuții pe care le-au, pentru că ieri Antony Blinken s-a întâlnit și cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg pentru a discuta tot despre ce poate face NATO pentru a ajuta și mai mult Ucraina. Revenim la subiect, urmărim și vă ținem la curent. Și o altă informație nouă acum în scandalul de la școala unde un băiat de 16 ani a fost înjunghiat în timp ce se afla la ore. Părinții victimei au mers astăzi la inspectoratul școlar și au cerut răspunsuri după ce copilul lor a fost băgat în spital de 4 băieți care l-au alergat și apoi l-au înjunghiat în timp ce se afla la ore. În acel liceu nu se poate intra sub nicio formă ca părinte. Dacă tu ca părinte nu poți să intri, cum intră un huligan cu sabia să tai un copil? Asta era întrebarea.
Întâlnirea aceasta a solicitat-o dumneavoastră? Da, eu am solicitat-o. Eu am sunat la ei și le-am solicitat să pot să vin să le expun anumite nereguli care se fac în acel liceu. Și un copil cu o macetă și încă 4 huligani cu el poate să intre? Cum? Cum se simte băiatul dumneavoastră? Băiatul este bine acum. Este internat, mâine o să-i dea drumul. Ce să vedem. Spus? Cum s-a întâmplat totul? Se cunoștea? Nu, 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 nu. Copilul declară că nu-i cunoaște. Nici nu știe cine sunt. Unul dintre băieți, cel care a dat cu maceta, l-a întrebat dacă vrea să se bată. Copilul a spus că nu, că nu-l cunoaște. N-am cum să mă bat cu tine, că nu te cunosc. Teodora Chiușa a discutat pe larg cu mama băiatului. Teo, ce a zis această femeie? După mai multe discuții între părinții și victimei și inspectorii școlari de aici din sectorul 6, nu s-a ajuns la nicio concluzie, susține mama băiatului înjunghiat. A fost aceasta sfătuită să meargă mai departe la inspectoratul școlar al municipiului București, acolo unde ar putea să primească mai multe explicații și mai multe lămuriri legate de ce s-ar putea întâmpla mai departe, mai exact ce sancțiuni vor primi agresorii. Și femeia a mai declarat că cel mai probabil copilul ei va fi externat mâine, va merge mai apoi cu el la Institutul de Medicină Legală, acolo unde îi se va elibera un certificat, iar ulterior vor merge la secția 21 de poliție pentru declarații. Și în momentul de față știm că agresorul este reținut pentru 24 de ore și urmează să meargă din nou la audieri, acolo unde procurorii vor lua o decizie dacă acesta va primi control judiciar sau, în cel mai rău caz, dacă va fi trimis mai departe în instanță în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Nu rata ofertele de Green Days la JISC. Reducere de până la 70% la perne selectate. Reducere de până la 60% la